Un nou an școlar a început astăzi, bucuria revederii colegilor, a cadrelor didactice și curiozitatea de a intra într-o nouă etapă a vieții sunt sentimente trăite azi de sute de preșcolari și școlari. Elevii făgărășeni au început primul modul de curs din noul an de studiu, care se va desfășura până vineri 25 octombrie. Festivitatea noului an școlar a început la Colegiul Național Doamna Stanca cu un moment religios. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Acestea zicând striga, cine are urechi de auzi să audă. Mărire ție, Doamne, mărire ție, Domnului să ne rugăm. Cei mai emoționați au fost elevii care au intrat în clasa pregătitoare. Copleșiți cu greu au reușit să spună câteva cuvinte. Și în aplauzile dumneavoastră ale tuturor să invităm pe cei mici înăuntru. Avem aici în acest corp de clădire două clase pregătitoare și cea de-a treia clasă pregătitoare, clasa de secție germană, care își va desfășura activitatea în clădirea pe care noi o cunoaștem sub numele de Curiman și ei vor merge acolo acum însoțiți de doamna învățătoare. Clasa pregătitoare A, doamna învățătoare Plumioara. Clasa pregătitoare B, doamna învățătoare Iuga Oana. Și clasa pregătitoare C, doamna învățătoare Mirela Toacșe, care deja se îndreaptă cu copiii spre clădirea de la Curiman. În clasă îi așteaptă mii surprize. În ce clasă intri? În clasa 0. Și spune-mi, cum te simți tu că intri în clasa 0? Ești emoționat? Da? Ce crezi că vei face la școală? Înveți să citești, să scrii, da? Ești emoționat să-ți vezi colegii? Da. Ia spune-mi, ești emoționată că încep clasa 0? Da? Ce crezi că vei face la școală? Înveți, scrii? Lecții. Ce lecții? De matematică? Da, litere? Ai emoții acum? Ne dorim ca instituția noastră să dea șanse egale fiecărui elev, pentru că studiile în această școală înseamnă șansa unei cariere de succes în viitor. În acest context, vă dorim, dragi elevi, să vă simțiți bine în școala noastră, să aveți curajul, perseverența și tenacitatea de a nu ceda greutăților, iar reușita să fie pentru voi simptomă de călăuză în toate situațiile. Nou început cu aceleași emoții, cu reguli noi, cu multe noutăți, care eu sper că pe parcursul anului vor continua, de fapt știu că vor continua. Și așa cum le spuneam și colegilor și tuturor, sper să fie un an școlar în care să privim aceste noutăți ca pe niște provocări care să ne facă mai buni.